distinția religiei a treia, încă de la bun început, ideea a aparținut unui om care a susținut permanent poezia, care a dus muzicieni minunați la Bistrița, care iată cu editura Carmides, face deja încet încet o colecție extraordinară de poezie. Merită, cred, un tricou și aplauze de toată. Deci, adică, care este, cel puțin la fel de fascinant.